Îi era cuiva dor de case bune? Sunt Madalina Manoilă de la Optimus și vă invit la un nou material despre case bune. Ce dor mi-era de această, Doamne, muzică pentru urechile mele. Doamne, mi-era un dor, dar nu mai puteam. Ia mă, cine propune astăzi? Azi am venit în Herăstrău să povestim puțin despre acest cartier care are o poziție extraordinară față de lac și față de centrul de afacere al orașului, care cuprinde cele mai multe și cele mai frumoase clădiri de birouri din capitală. Cele mai frumoase clădiri de birouri din capitală? De ce m-ar încânta să-mi cumpăr o casă lângă niște clădiri de birouri frumoase? Sincer, chiar nu vreau să le văd. Chiar aș prefera să nu le văd. Nu! Nu, stăpânii corporatiști! Nu vreau să-i văd! Înțeleg că e convenabil să stai aproape de locul de muncă, dar gen, poate nu vreau să-l mai văd pe geam. Poate când ajung acasă vreau să-mi văd ale mele. Nu, du-te de aici. Away from me. Poate sunt doar eu, dar eu când văd câte o clădire de asta, văd ochiul lui Sauron în vârful clădirii. Uite și tu, uite și tu la acest cadru. Nu vi se pare absolut fantastic? Zona asta de nord, teoretic, ar trebui să fie mai prestigioasă, premium, nu știu ce. Și după aia când te uiți la cum s-a construit, Vere, uite și tu, ce e asta, mă, mâncați-ar sufletul tău? Ce e asta, mă, mâncați așa? A construit fiecare, bă, la hăis, altul cea, altul... Bă, nu vreau să fac un argument pentru comunism, dar măcar putem avea un plan de urbanism centralizat, adică să facă statul, eu așa mi-închipui, că ar fi frumos. Domnule, statul ia niște experți din banii noștri. Niște experți, niște alea, niște alea, niște așa. Faci un plan, uite, aici facem blocurile, blocurile arată așa, aici facem parcul, aici facem școala, aici... Și după aia licitezi la privați ce vrei tu. Da, ideea e că privația trebuie să construiască în baza planului. Nu se poate, bă, mâncați așa. Și asta este zona de nord. Vă rog frumos, uitați-vă la Berceni. Toată partea aia în Berceni, în sud, acolo unde era câmp înainte și acum s-au trezit toți să-și facă blocuri și alți demoni. Băi, nene, stați-vă, găsesc pe Google Maps. Ia uite-l pe ăsta. Ce-i balconul ăsta, mă, mâncați-aș sufletul tău? Ce? That it, what? Frumos, vrei să te mint? Ia uite. Bă, ce frumusețe cu mașinile astea. Băgate aici, ăsta n-are cum să mai iasă. Ăsta dacă vrea să iasă, trebuie să sune vecinii. Trebuie să coordoneze cu alți doi vecini care să vină să scoată mașinile ca să poată să iasă el. Ca mai apoi să stea în trafic 3 ore, să meargă și el până la mall. Cartierul Herăstrău este una dintre cele mai exclusiviste zone din București. Și asta datorită faptului că are o poziție extraordinară, așa cum spuneam. Iar aici construcțiile sunt cam toate noi. De ce? Pentru că s-a construit începând cu anul 1990-91. Și toate blocurile sunt construite într-un sistem modern în care oamenii primesc la pachet odată cu locuința și facilități. Altfel, ai putea spune că locuind în Herăstrău ai și un stil propriu de viață. Pentru că poți duce... Ești cineva? Ești așa ultimul prost? Întreabă lumea. Bă, dar tu unde stai? Păi, în Herăstrău. Copiii și animalele de companie foarte rapid în parc, pentru că aici există școli. Există foarte bună infrastructură, există pe toată marginea lacului foarte multe restaurante de toate tipurile. Și... Restaurantele alea de n-au autorizații de funcționare. Toate restaurantele alea de n-ar trebui să existe pe marginea lacului. Poate că lacul ar trebui să fie pur și simplu un lac, nu să fie full de toate discotecile pământului. Cartierul este preferat de expații care lucrează în România. Astfel că poți trăi aici ca într-o adevărată comunitate. Oricât de mult mi-ar plăcea să vă povestesc despre Parcul Herăstrău și Cartierul Herăstrău, zona mea preferată e cea legată de piața imobiliară. Așa că azi vom vedea într-un mic butic bloc un apartament de 4 camere, foarte frumos, la invitația colegului meu, Ciprian Tănase, care se ocupă de vânzarea lui. Okay. Bună, Ciprian! Salutare! Am venit azi la tine pentru că mă plimbam prin Herăstrău, mi-am amintit de blocul frumos despre care mi-ai povestit și hai să vedem ce ai aici de vânzare. Superb! Suntem pe Nisipar 25, după cum se poate bine observa. Avem la etajul 1 un apartament cu 4 camere. În clădirea din spatele noastră. În clădirea din spatele nostru, cu 140 de metri pătrați utili. Văd că e renovată nou sau e nouă? Clădirea este renovată în 2020, iar ca și an de fabricație este din 2000.
Înseamnă că mi-arăți ceva foarte frumos, că presupun că și interiorul apartamentului e făcut. Toate apartamentele sunt renovate complet, iar acesta de la etajul 1 este și mobilat. Super, hai să mergem să vedem. Merge. Oh, gata, mobilat pe nordul lui, sună bine, ia să vedem. Bloc 2000, ia uite. A, uite, ai scaun la insula de la bar. Damn, electrocasnice. Ce mai ai? Nu tablou cu marele Puba. Măi, nu mai puneți tablouri, vă rog eu frumos. Lăsați oamenii să-și pună ce tablouri vor ei. Dar lasă-mă cu tablou cu Geronimo, te rog eu frumos. Ce ți inspiră? La ce te gândești când vezi tablou cu Geronimo? Mă rog, acum, la sfârșitul zilei, ce-i drept, poți pur și simplu să-l dai jos. Ia. Ah. Acum că ne-am făcut comun și am intrat în apartament, mă simt foarte bine aici, pot să spun. E o temperatură ideală și e, chiar dacă e frig afară, și e foarte multă lumină. Da, avem, avem de-a face cu zona. E foarte multă lumină, guys. Ca atare am aprins luminile, ca să vedeți și voi. Una de zi, care e destul de luminoasă și generoasă. Ferestrele sunt cu jaluzele acționate electric. Văd că sunt și trei ferestre, e foarte multă lumină aici și tavanul înalt, cum îmi place mie. Exact. Avem și masă de 6 persoane. Și-a uitat pachetul de țigări pe pervaz. Bă, dar un glaf nu puteau să pună și ei la pervazul ăsta? Un glaf aici, mare căcat ce era să pui un glaf. Dar pachetul ăsta de țigări, mi se pare că sumarizează întreaga piață imobiliară din România. Să mor dacă te mint. Asta e piața imobiliară din România. Care este extinsă. Ea se poate strânge, dacă e cazul. Se face și mai mult loc dacă strânge masa. Clar. Din zona de zi putem... Se face mai mult loc dacă strânge masa. Ah, ok. What? Poate că pare mic, dar dacă strângeți masa e mai mare. Ah, ok. Mersi mult. Chiar e micuț, cu tot respectul. Chiar e cam micuț. Vorba aia. Suntem în Herăstrău, zona nordului. Am și eu niște așteptări, sunt cineva. Nu pot să stau într-un living care e așa de mic, cu tot respectul. Accesa foarte ușor balconul. Uh-huh. Deci ăsta ar fi practic primul balcon al apartamentului. Exact. Doamne, ce priveliște. Asta ziceam apropo de construitul haotic. Balconul. Că fiecare construiește unde îl taie capul. Și atunci tu când ești pe balcon, asta deci vezi. Deci ăsta ar fi practic primul balcon al... The fuck is this? Mă văd toți vecinii. Toți vecinii mă văd. Al apartamentului. Exact, exact. Văd că e și un televizor mare aici pe perete, adică e suficient de mult spațiu și e foarte frumos luminat, în sensul că nu există un singur corp de iluminat, s-a luminat așa pe zone. Au ales să pună spoturi pentru partea de iluminat. Ce trebuie reținut e că apartamentul se vinde exact așa cum este în prezentare. Ok, mobilat, utilat. Deci mobilă cu tot. Exact. Mobila a fost... Ți-o bagă pe gât. Ți-o bagă pe gât. N-ai ce să faci. Aia e, frate, îl vând mobilat, trebuie să-l cumperi cu tot cu mobilă. Îl cumperi cu tot cu mobilă, ca după aia să o arunci dacă nu-ți place. Dar banii sunt luați, nu-i nicio problemă. Făcută, probabil că o să vedem la dormitoare pe comandă. Totul e făcut pe comandă. Aici? Aici avem controlul pentru încălzire. Uh-huh. În fiecare cameră există un control pentru setarea temperaturii. Este o centrală normală pe gaz? E o centrală normală, ce ține de apartament. Și aici văd o telecomandă. Aceea este telecomanda de la rulourile exterioare. Ok, deci practic asta comandă tot ce înseamnă în apartament. Absolut, toate ferestrele sunt dotate cu rulouri exterioare și se pot comanda de pe telecom. Băi, eu niciodată n-am înțeles chestia asta. Poate că sunt eu cărcotaș și hater și nu știu ce. Dar de ce trebuie neapărat să avem rulouri de-astea automate? Care era problema cu a avea un căcat de la de lene? Dar cât de lene să-ți fie, mă, mâncați așa? Nu știu, cât dracu de lene să-ți fie? Trebuie să folosim efort omenesc. Să chinuim copiii din China. Să ne facă nouă rulouri automate. Da, nu știu, pe mine mă enervează. Comandă. Cum ieșim din zona de zi, avem holul acesta care ne duce către bucătărie. E foarte generos și văd că aici poți să faci depozitare cu haine, cu chestii cu care vii de afară. Avem foarte multe spații de depozitare pe zona de hol. Bucătăria este complet mobilată, utilată. E foarte cochetă. Mai spor termenul de cochetă. Cochet, termenul cochet în imobiliare, vă rog, încetați, nu mai folosiți. Ce înseamnă că e cochetă? Ce e Audrey Hepburn? Ce înseamnă că e cochetă? Nu știu, e frumoasă, ok, sure. Ok, e frumoasă, hai să zicem că e frumoasă. Cochetă, cocheta casei.
Când zici că ceva e cochet în imobiliareză, înseamnă că e urât, dar are un farmec aparte. Când ceva e cochet, e urât, dar are un farmec, așa. Deci nu se aplică aici, adică mi se pare frumușică bucătăria asta, overall, așa. Și colorată și cu scaunele astea moi, așa. Insula asta e foarte tare. Prefer să spun că... Asta ce facem cu iavere? Ce se întâmplă cu ștecherul ăsta? Nici nu știu, chiar nu știu de unde s-o apuc. Ce înseamnă acest ștecher? Chat, e de la plită? Păi și unde îl bag? Păi și unde bag ștecherul ăla? Îl scot în tăblie asta și îl bag într-un prelungitor pe aici pe jos? Tragi un prelungitor, stai cu prelungitorul pe jos. Apartament proaspăt renovat, guys. Că e o bucătărie actualizată. Și în ceea ce privește finisajele și... Am înțeles cum ați actualizat-o. Și electrocasnicele sunt incorporate. Uh-huh. Hota, da, e foarte interesantă pentru că e pe partea de insulă. Da, îmi place aici la insulă mie. Ce să fac? Sunt atașată de insule și, și cele de bucătărie îmi plac și mai ales că are hota și plita aici, e foarte tare. Ce... Dar unde e hota? Dă-ne să vedem și noi hota. Electrocasnice avem. Văd că sunt cam toate. Toate electrocasnicele sunt de la Bosch, inclusiv mașina de spălat vase. Hai să vedem. Patul de făcut cafea. Probabil și cuptorul cu microunde. Aia, mașină mare. Ei. Asta e bine, Bosch este o companie destul de etică față de alte companii. Respect Bosch, sincer. Exact. Sunt foarte multe spații de depozitare. Aici este centrala. Zona centralei. Și ce îmi place mie la bucătăria asta, să știi că... Zona centralei. Am ieșit din zona de living, apoi am trecut prin zona de bucătărie și am intrat în zona centralei. Are centrala în dulap. Bă, mai există în lume dulap de centrală? E doar la noi, la români? Nu știu că eu n-am călătorit așa de mult, dar gen, mai există în lume dulap pentru centrală? Aș crede că în zona nordului, cartierul exclusivist, ai avea măcar un spațiu de servicii. Da, am văzut și în Italia, da, am un UK. Ok, deci există în lume. Nu știu, mie mi se pare un pic... Mi se pare că dacă ții un apartament și ești cineva și ții un apartament în nordul lui, pe lângă Herăstrău, mi se pare că ar trebui să ai totuși un spațiu de servicii în care să ai centrala, nu să o ții un dulap în bucătărie. Nu știu, mie nu-mi place deloc dulapul de centrală. Ar trebui să ai o cameră tehnică separată. Ba chiar aș îndrăzni chiar să merg și mai departe. Dacă tot s-a făcut aer condiționat la nivel de bloc de la imperete ca la american, nu puteți da ea și căldură, de ce trebuie să am eu centrală pe persoană fizică? Dacă tot construim blocuri, nu putem să facem blocuri care au centrală proprie, ca să nu stăm fiecare cu centrala în casă ca proștii? Nu știu, mă gândesc. Pe mine mă enervează când văd blocuri noi, mi se pare wild. Sunt blocuri noi care se construiesc și constructorul îți bagă centrală în casă. Și sunt gen, da, 30 de apartamente în bloc, fiecare cu centrala lui. Bloc nou, 2024. Construcție după 2020, bloc nou. Fiecare apartament cu centrala lui. Fereastra este imensă. Și intră foarte multă lumină. Te simți ca într-o cameră, efectiv. Da, da, da. Aceasta este toaleta de serviciu care este dotată și cu cabină de duș. Deci asta ar fi, practic, prima baie a apartamentului. Prima baie din zona de zi. Ok, practic, ea ar fi folosită... Măi, cum să... Măi, ce? Doamne Dumnezeule mare, am zis că vreau să vin acasă, nu vreau să mă simt ca la muncă. Ce mi-ați dat, măi, torc? Măi, de ce am torc în casă? Măi, dar cum să... Ce e chiuveta asta? Ce să fac eu cu chiuveta asta? Nu vă supărați. Doamne Dumnezeu, nici nu vreau să mă gândesc cât costă apartamentul ăsta și deja mă simt sclav în propria mea casă. Deja sunt ultimul sclav în propria mea casă. N-am ce să-mi pun aici. N-am o poliță, vere. Nu am o poliță. Este o toaletă de-aia de la muncă. E o toaletă de la muncă gândită în așa fel încât să nu petreci prea mult timp în ea. Tă și de către... Oaspeți. Oaspeți. Ușile îmi plac foarte mult. Avem uși filomoro. Care n-au toc. Care n-au tocul acela. A, da, clasic. Ești prost, n-are toc ușa. Tu-ți dai seama cât prestigiu. Și observ că practic de aici se intră în zona de noapte a apartamentului. Deci practic e separată de zona de zi. Lucru care iarăși este foarte interesant la un apartament. Hai să vedem ce dormitoare sunt. Am ajuns în zona dormitoarelor, unde avem 3 dormitoare. Vedem. Tocmai ce ieșim din... Bă, nici aici n-am poliță! Nici în Baia Mare n-am poliță! A, da, am suprafața asta totuși. Ok, hai că nu e chiar așa de rău. Am o suprafață acolo. Zona de noapte, da. Din cea de-a doua baie, care deservește cele două dormitoare. Care are cadă, am văzut. Care este dotată cu cadă, da. Da. Vai, ce dormitor luminos. Luminos și totodată spațios. Da, cred că au peste 15-16 metri... dormitoarele
și văd că aerul condiționat este din nou centralizat. Centralizat și nu văd nici. E centralizat sau e un aer condiționat aici în perete de la Whirlpool, de la un fel de calorifer, asta înseamnă că avem încălzire în pardoseală. Da, tot apartamentul este dotat cu încălzire în pardoseală. Ăsta poate fi un dormitor foarte drăguț de oaspeți sau poate fi un apartament, un dormitor pentru un copil. E destul de neutru mobilat, văd acolo și un birou. Exact. Da. Are multă lumină și e vesel. Are și scaun de cac, are și cacer aici. Nu avem de-a face cu ferestre destul de generoase. Da, așa. Și văd și storuri și pe dormitoare. Exact. Tocmai ce am intrat în cel de-al doilea dormitor, a fost lăsat oarecum liber pentru ca fiecare dintre potențialii clienți să-și amenajeze în funcție de dorințe și nevoi. Da, dar tu îl cumperi mobilat tău. Noi îl trecem ca mobilat în contract și na, asta e, trebuie să vă cerem un preț ca de apartament mobilat. O holul care face accesul către cele două dormitoare vine cu o zonă de dressing destul de generoasă. Văd că se deschide foarte bine și este extrem de adânc. Da, 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 da. Chiar toate, toate hainele familiei. Exact. Și aici avem a doua parte din zona de dressing și de depozitare, yeah. Ce ține mai degrabă de dormitorul matrimonial. Dormitorul matrimonial care din nou este mobilat, utilat complet și beneficiază și de un balcon. Văd și este foarte generos acest dormitor. Patul, da, este probabil un... Măi, nu mai pot cu indianul talpă iute. Crezi că asta e gluma? Crezi că de-aia au pus tablou în dormitorul mare? În dormitorul matrimonial? I-au pus un tablou cu indianul talpă iute? Crezi că asta era duma, gen? 1,60 m, 1,80 m. 1,80 m este patul. Vezi, are și asta, avem și aici cacce. Da, okay. Iar pe zona de balcon avem ieșire către nisipari, către strada cu accesul. Foarte luminos. Și aici o priveliște minunată, vrei să te mint? Ba chiar aș îndrăzni să spun un balcon super. Aici pot să fac absolut nimic. Pot doar să stau în picioare. Asta e tot ce pot să fac pe acest balcon. O bătaie de joc, nene. Este o bătaie de joc. Cu tot respectul. Știu că am crescut cu toții în blocuri comunistoide, dar... E culmea că gen n-am, nu știu, mi se pare că nu numai că n-am progresat de la vremurile în care construiam blocuri comunistoide, mi se pare că de multe ori chiar am regresat. Mai bine nu mai faci balcon dacă e așa. Bă frate, știi ce? Că nu încape nici măcar un uscător de haine, nu încape aici. Măi, nu poți să-ți pui niște haine la uscat pe acest balcon. Pur și simplu nu poți. Nici nu poți să agăți o sârmă, să zic că nu vine până în capăt aici. Nu poți să agăți o sârmă decât dacă pui un stâlp pe colț aici și vii, nu știu cum ar funcționa. Dar ai spoturi. Da, ai spoturi. Ai spot pe balcon. Pentru ce? Care este scopul acestui spațiu? Care este scopul? Ce fac eu în acest spațiu? Să-mi aprind spotul ăsta ca să mă vadă vecinii, că oricum mă văd toți vecinii de aici, să mă vadă vecinii bine cât stau pe acest balcon și fumez o țigară. Asta este singurul lucru pe care pot să-l fac în acest balcon. Literalmente singurul. Acest apartament îmi place foarte mult, s-au ales culori destul de neutre, e, da, bine amenajat, s-au câștigat fiecare spațiu din interior pentru depozitare și îmi place pentru că are puțină mobilă, este minimalist. Este destul de lejer. Și presupun că are și o baie dormitor. Da, dormitorul matrimonial vine de asemenea cu o baie proprie. Aha. Să știi că mi-a plăcut ce am văzut azi cu tine, mă aici. Bucur. Este un apartament. Doamne, baia, chiuveta asta e ca la pușcărie, cu tot respectul. Chiuveta asta e pusă aici ca la pușcărie, neironic. Apartament nici prea mic și nici prea mare, este foarte bine compartimentat din punctul meu de vedere. Ca să spun drept, mi-ar fi plăcut să fie cu un balcon mai mare, dar pentru faptul că are două balcoane, mai trecem peste povestea asta. Are trei băi. Exact. E foarte bine mobilat, îmi place cum e mobilat, e lăsat așa la alegerea următorului cumpărător să fie amenajat așa cum are el nevoie. Lucru foarte interesant. Și îmi place faptul că e lumină, foarte multă lumină în acest apartament. Exact. Acum hai să le spunem celor care ne urmăresc niște prețul. Cifre. În primul rând aș vrea să știu ce suprafață. Cifre. Hai să aflăm cifrele. Ce suprafață e? Fațare. Vorbim de 140 de metri pătrați utili, în afară de balcoane, construiți sunt 151. Ok. Iar referitor la preț, pentru că presupun că vrei să afli preț. Neapărat. Da, vorbim de 465.000 de euro, nu este purtător de TVA prețul și... Și
Și TVA-ul, cât, Doamne iartă-mă, mai vine? Cât mai înseamnă cu TVA? Cât e TVA-ul anul ăsta? Nu știu cât ar veni TVA-ul, dar sincer, nici nu vreau să mă gândesc. Oricât ar fi, sincer, nu vreau să mă gândesc. Știi ce? Las-o așa. Mai avem posibilitatea să achiziționăm două locuri de parcare la 15.000 de euro bucata. Deci dacă cineva ar vrea să cumpere un singur loc, ar... Poate achiziționa un singur loc, da. Zice cineva în chat că ar veni la 554.000. Și 500.000 dacă ar fi. Doamne Dumnezeule mare! Doamne Dumnezeule mare! Ar fi 480.000 cu un loc de parcare. Altfel, 495.000 de euro. Cu ambele. Practic e sub 500.000 de euro... Tot pachetul. Tot pachetul. A, păi super! A, păi dacă e sub 500.000 de euro, e minunat! Ieftin, da, e un preț bun, ce să... Pachetul. Ai făcut un preț pe metru pătrat? Da, ieșim cu prețul undeva 3.200 de euro pe metru pătrat. Ok, pe suprafață utilă prețul. Pe suprafață utilă, ceea ce e un preț destul de corect. Măi, 3.200 de euro metru pătrat? Tu îmi bagi și acești metri pătrați? Eu îți dau 3.200 de euro pe acești metri pătrați, omule? Dar aia ai construit căcatul ăsta? Sau de ce? Că nu reușesc să înțeleg. Eu îți dau 3.200 de euro, deci aici practic am 1, 2, 3, cel puțin 6.400 cu 3.200, 8.600, da? Deci eu am vreo 10.000, hai să zic, am undeva în zona aia. 10.000 de euro. Care aveți nevoie să le cumpărați? Și dacă aveți nevoie de mai multe informații, poate eu cu Ciprian n-am uitat azi să vă spunem ceva. Conform legii, balconul nu e metru pătrat util? Ok, bine, măcar atâta. Măcar atâta. Dați-ne un mail, dați-ne un telefon, contactați-ne pentru orice fel de problemă, pentru orice fel de dorința voastră, poate sunteți doar cumpărător. Știi ce mi se pare fantastic? Că în contextul ăsta, știi că e chestia asta că gen, bă, cine are bani, îl cumpără. Bă, dar chiar dacă aș avea bani, un gorilion de euro. De ce aș da eu banii pe așa ceva dacă aș avea un gorilion de euro în cont? Se ajunge la o pervertire asta, știi, în care gen anything goes și nu știu cum să zic, dar gen mi se pare incredibil. Nu, mi se pare absolutamente incredibil, mi se pare groaznic. Nu știu acum să vă zic exact care ar fi prețul corect, dar nu vă supărați. Nu e jumătate de milion de euro. Chiar nu e jumătate de milion de euro. Mai ales că, care-ți beneficiile? Pentru că stau aici să stau în Berceni, sincer, este exact același căcat. Ok, sunt mai aproape de, whatever, centru și de zonele astea mai exclusiviste, dar mă refer așa la chestii sufletești, reale, știi? Chestii cu adevărat sufletești, gen ce văd în jurul meu. Deci eu dau jumătate de milion de euro să stau în haznaua asta cu mașinile astea parcate așa aici, lângă... eDream.ro, mă rog, aia vine. Ca să ne înțelegem, altă chestie interesantă aici este că e genul de loc în care trebuie să locuiești cu mașină. Nu se mute absolut nimeni aici ca să ia autobuz. Nu ai apropiere de metrou, nu ai piste de biciclet, nu ai niciun căcat, nimica. Nu poți decât să mergi cu mașina pe aici. That's it. Boală. Uite, știu aici. Ce aici? Ce aici, mă, mâncați așa? Sunt 90? All over again? Bă, ce aici? Bă, da, ești în cartier de oameni cu piscine, da? Pentru asta plătești, de fapt. Nu e așa orice vecini. Ai vecini care au piscină. Piscină de tip ungher. Da, deci nu ești chiar așa nei ca nimeni de pe jos. Ești cineva, totuși, că stai pe lângă Herăstrău. Boală, nu,